Gânduri creștine. Al doilea an consecutiv, creștinii ortodoxi din satul Sârcova, raionul Rezina, îl sărbătoresc pe Sfântul Ilie prin sfințirea apelor din sat. Circa 150 de fântâni și câteva izvoare au fost sfințite și anul acesta. La eveniment a fost prezent corespondentul nostru netitular, Andrei Bordean, care a realizat un reportaj. Să-l ascultăm! Sâmbătă dimineața, cu începere de la ora 8 în localitate, se auzea sunetul clopotului. Unii locuitori au venit spre lăcașul sfânt din centrul satului, iar alții au deschis poarta în așteptarea părintelui ca să le sfințească fântâna din gospodărie. Astfel a fost marcată sărbătoarea Sfântului Ilie în satul Sârcova din raionul Rezina. În ultimul an, în această localitate s-au construit 5 fântâni noi. Una dintre ele este și fântâna din gospodăria soților Iuri și Larisa Popușoi. Când ați construit fântâna? Toamna trecută. Este pentru prima dată când o sfințiți? Da, prima dată. De ce ați hotărât să sfințiți fântâna? Pentru că așa ai primit să sfințească fântânile. Sperăm ca Dumnezeu să ne ajute, să ne ferească de toate bolile. Cum e apa aici la dumneavoastră, la Sârcova? Apa este bună și mulțumim lui Dumnezeu. Numesc Natalia, sunt vecina familiei Popușoi. Mulțumim părintelui Serghei care organizează de acolo a doilea an ca să sfințească fântânile, ceea ce face ca creștinii să îngrijească fântânile, să arate frumos. A urmat sfințirea a circa 150 de fântâni din sat. Localnicii spun că ziua apelor, așa cum o numesc ei, a fost așteptată. Sfințirea apelor le va aduce pace, liniște sufletească și tot ce rău se va îndepărta de la casa lor. Suntem toți oameni niște care luăm apă de la fântâna asta. La noi se sfințește și amul, se debotează. Aici au trăit bunelul meu, aici am crescut eu, în grădina asta. Și e rămâne pentru mine ca sfânta fântâne. Că aici eu vinem și ședem și am stat din tinerețe până la școală și la școală la dânsul aici. Așa este fântâna ca așa mea, fântână. Străiască fântânele și așa e ca eu făcut. Câți ani are fântână? Are mulți. Are 100 și cel puțin 150 de ani trebuie să aibă. Sunt Ana Caracicovski, pensionar. Această sărbătoare parcă ne aduce ceva frumos. Se sfințesc merele, se sfințesc toate fructele de pe pământ, anume Sfântul Ilie. Această sărbătoare ne aduce bucurie, ne aduce o pace și o liniște în casă. Această tradiție a prins rădăcini anul trecut când primarul de Sârcova, Nadejda Ceban, împreună cu protoiereul părintele Serghei Lupan, au hotărât că acest obicei trebuie să prindă viață, iar în această zi sfântă toate fântânile și izvoarele din sat să fie sfințite. Sunt Nadejda Ceban, primarul comunei Sârcova, raionul Rezina. Ce importanță are această sărbătoare pentru dumneavoastră, însă și pentru localitate? Pentru această zi, toți sătenii se pregătesc, fac curățenie la fântâni ca să aibă apă curată încă un an de zile. Oamenii sunt receptivi. Cum am făcut anul trecut, văd că s-au pregătit, au scos afară o masă, au pus dulciuri, au scos câte o pereche de colaci. Sunt protoiereu Serghei Lupan, slujitor al Bisericii Ortodoxe Republica Moldova, satul Sârcova, raionul Rezina. Credem că prin această sfințire spălăm toată greutatea, toate ispitele din inimile și sufletele oamenilor și totodată știm cu toții că fântânile sunt lăsate de un an de zile care are grijă de ea, care nu are grijă de ea, dar noi creștini am hotărât că prin această sfințire vom îmbogăți, vom sfinți, vom curăți această greutate care cineva poate și uneori încearcă să o reverse asupra apii, dar noi, cu rugăciune, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, spălăm tot păcatul. Evenimentul a avut genericul Sărbătoarea Fântânilor, Sărbătoarea Valorilor Comunitare. Din satul Sârcova, raionul Rezina, pentru Radio Moldova, a transmis corespondentul netitular Andrei Bordean. Probabil că în aceste zile de caniculă, când medicii ne recomandă să consumăm cât mai multe lichide, apa din fântânile localităților noastre este cea mai bună și cea mai răcoritoare. 6:25, vă las acum în compania surorilor Osoianu, Spală-mă în râul dragostei.